Temperaturile ridicate au grăbit coacerea legumelor, astfel că piețele abundă de bunătăți gata să fie puse la borcan. Anul acesta, gospodinele au început pregătirea cămare pentru iarnă mai devreme. Cumpărăturile le-au făcut pe etape pentru a nu rata legumele de sezon și pentru a avea în cămară tot ce-și doresc pentru iarnă. Mai mult, au putut urmări și prețurile legumelor. Ați început deja să pregătiți cămara pentru iarnă? Oh, da. Da, încet, încet, așa că trebuie să luăm câte puține și așa cald și... Ce ați pregătit până în momentul de față? Până acum, na, decât câteva porții de vinete, că mănâncă copiii, îmi urmează acum să iau niște ardei să toc pentru la ladă. Și deocamdată cam atât. Câte puțin, din toate câte puțin. Ce ați făcut până în momentul de față? Până în momentul de față roșii, suc de roșii, vinete coapte, ardei capia copt. Ce ați spus până în momentul de față? Aproape tot. Și mai inspectați piața, vedeți prețul? Da, mai văd. Mai aveți de pus? Nu, eu nu. Cum arată cămara de anul acesta? Mai bogată, mai săracă față de alți ani? La fel. Anul acesta prețurile au crescut din cauza secetei. Au mai venit, dar nu pot să spun că wow. Na. Vor prețurile mult mai mici, cu toate că a fost mult mai multă secetă. Apa trebuie să uzi non-stop ca să faci ceva. Vor produse mult mai bune, mult mai ieftine. Acum nu e o afacere. Agricultura nu e o afacere. Oamenii spun că nu mai fac murături ca în alți ani. Au redus cantitatea și din cauza căldurii, dar și a prețurilor. Cămara va arăta la fel de bogată ca în alți ani? Nu. Suntem două persoane și nu. Ați redus porțile. Da. Ne mai rămânea de la un an la altul, dar acum nu mai facem să mai ne rămână. Că vara e cald, nu mai țin și câte puțin din toate. Nu. Roșiile sunt foarte scumpe și... Neapărat că foarte scumpe, sunt proaste, pentru că le tai, le arunci mai mult de jumătate, am cumpărat și ne-a fost rău după ele și atunci prefer să mă duc să-mi cumpăr. La fel, eu pun în fiecare an aceeași cantitate. Sunt singură și iau cumpăr făcute. Nu mai faceți nimic la cămară? Nu mai fac, nu sunt bani, pensia mică. Operațiunea pregătirea cămarei pentru iarnă este la început.